Îmi face plăcere să vă reamintesc în ediția de astăzi de la Agromagazin despre AgriInvest Golden Relationship, o inițiativă orientată către fermierii ale căror afaceri se află în situație limită, dar pentru care există totuși o șansă de redresare. Un proiect ambițios al cărui scop este identificarea afacerilor cu șanse de revenire și crearea unor scenarii de intervenție complexe, care nu doar să readucă fermierul pe linia de plutire, ci să-l și ajute să se dezvolte în viitor. Astfel, grupul AgriInvest pune la dispoziția fermierilor o echipă pluridisciplinară cu expertiză bogată, financiară, juridică, tehnică, managerială, comercială, alături de care strategia de redresare să dea rezultate optime și vizibile pentru fermă. Vă invit să urmăriți astăzi o poveste deosebită, cum rar se poate vedea la noi în țară. Este povestea unui fermier din Mehedinți care a suferit un mare eșec și a pierdut totul în agricultură. Dar nu s-a dat bătut. A știut să ceară ajutor și a încercat din nou de la zero. Prin AgriInvest Golden Relationship, Marian Grădișteanu a câștigat un partener de încredere care să-l sprijine pe termen lung. Am început agricultura la o fermă din Călăraș, unde aveam în administrare 800 de hectare. După ce a fost acea secetă pe timp de primăvară, a fost și o ploaie cu grindină când ne-au apropiat de recoltat și a distrus 300 de hectare de rapiță care le aveam cultivate la momentul respectiv. După acele evenimente cu seceta, au fost de înțelegeri cu acționariatul majoritar și a intrat firma în insolvență și după aia în faliment. Suntem astăzi în Oltenia, la societatea comercială Cornfield, care lucrează 1500 de hectare și are ca asociat un destoinic și inimos vrâncean, cum îmi place mie să spun. Aici avem producțiile așteptate, sunt producții de excepție. Anul acesta mă refer la producțiile de cereale păioase, cât și de rapiță. Dar totodată avem și premize, producții foarte bune și la culturile de primăvară. Grupul AgriInvest, prin proiectul AgriInvest Golden Relationship și nu numai, oferă servicii agricole integrate. Secetă, piatră, faliment, neînțelegeri cu acționariatul, am zis că nu o să mai întrebească niciodată să lucreze în agricultură. Pentru noi, toți clienții sunt importanți, indiferent de mărimea sau specificul lor. De aceea am învățat să le anticipăm nevoile și să le venim în întâmpinare cu soluții eficiente. Prin programul AgriInvest Golden Relationship dorim și reușim să oferim fermierilor o evoluție din punct de vedere tehnologic și aici mă refer la faptul că încet încet fermierii înțeleg că trebuie să aplice tehnologie de performanță, încet înțeleg că trebuie să aplice o agricultură de precizie, fără de care astăzi n-am putea să discutăm de, iată, producții de excepție. Totodată le oferim o stabilitate financiară și aici mă refer în deoseb la cei care sunt la început de drum. Am venit în zona Mehedinți, am găsit o oportunitate aici pentru a lucra mai multe suprafețe de teren. Am mers la firma AgriInvest și la IFN AgriInvest, fiind efectiv la început și neavând niciun istoric în spate pentru a putea merge la o bancă să fim bancabili. Firma AgriInvest, cu toate riscurile, și-au asumat efectiv niște riscuri că eram la început,
a avut încredere în noi și ne-a dat o mână de ajutor și ne-a finanțat absolut tot ceea ce noi am avut nevoie. Proiectul AgriInvest Golden Relationship susține chiar și startup-urile, chiar dacă, bine știm, acestea nu vin cu niște garanții în spate. De ce? Pentru că AgriInvest nu distruge fermele aflate în impas, ci le ajută să meargă mai departe, să depășească momentul, asta în cazul în care și fermierii o doresc. Finanțăm în ceea ce privește construcțiile tipic pentru agricultură, finanțăm de asemenea utilajele agricole și, la fel de important, și terenurile agricole. Totodată suntem alături de fermieri în câmp, prin vizite repetate în câmp, iar împreună luăm deciziile optime care se impun la un moment dat. Și aici vreau să vă remarc faptul că noi, prin programul AgriInvest Golden Relationship, mergem cu recomandări 100% pe prevenție. Deci foarte rar se întâmplă să avem acțiuni curative. Bineînțeles că sunt inerente aceste accidente, dar suntem pregătiți pentru orice. Totodată ținem foarte mult la faptul că trebuie să avem grijă să menținem apa în sol. Deci ne-au susținut și ne-au aprobat absolut tot ceea ce am avut nevoie aici. Pentru inputuri ne-au și utilajele care ne-au finanțat să duc în valoare de 15 milioane de lei. Prin proiectul AgriInvest Golden Relationship vom continua să îi sprijinim pe fermieri prin consultanță tehnică, consultanță comercială, tehnologii personalizate pentru fiecare cultură în parte, pentru fiecare campanie, ori de câte ori este necesar. Fiind arendași noi în zonă, arendatorii care aveau terenul suprafețe mari ne-a cerut arenda în avans. Am întâmplat o foarte mare problemă. Am mers din nou la IFN AgriInvest, am pus problema în discuție și dânsii nu ne așteptam, ziceam că asta nu putem să o trecem peste ea, dar dânsii ne-au susținut, ne-au finanțat pentru a plăti arenda în avans către acest proprietar de terenuri. La ora actuală avem o relație extraordinară cu AgriInvestul, din toate punctele de vedere, nu avem ce să reproșăm, chiar ne-au susținut și cu personal în teren, s-au uitat la culturi, ne-au dat sugestii și toate tratamentele care au nevoie ca culturile să arate cum arată în prezent. Ca și concluzie, prin proiectul AgriInvest Golden Relationship, ne dorim să ajutăm orice fermier, indiferent de natura problemelor acestuia, cu marea condiție ca și acesta să dorească să fie ajutat. Programul AgriInvest Golden Relationship, pe lângă faptul că, așa cum am mai spus, are foarte multe oportunități, are și foarte multe zone flexibile și din această cauză, cei care sunt alături de noi și care vor veni, vor avea sprijin total din toate punctele de vedere. Dacă nu i-am fi întâlnit pe AgriInvest, sigur, nu că n-aveam 1500 de hectare, dar n-aveam niciun hectar și n-aveam niciun succes să ne apucăm de această afacere. Noi sperăm ca în viitor să avem relația cu AgriInvest așa cum am avut-o până acum și n-am avut nicio problemă și sigur nu vom avea nicio problemă atât la inputuri cât și la cerealele care ne le ia în schimbul plății inputurilor. Și întotdeauna am avut prețurile corecte, la fel cum sunt celelalte prețuri pe piață.